Salutare tuturor! Astăzi vă voi arăta împreună cu Uzi cum învățăm un cățel să meargă la pas fără aplicarea de corecții. Ok. De ce se bazează dresajul cu recompensă? Am vorbit deja. Am spus că nu sunt adepta dresajului prin metode dure. Nu sunt adepta cărbilor de forță. Gabe strangulante, nu sunt adepta mai a gabe electronice sau a corecțiilor fizice. Primii noștri sunt la fel ca și copiii noștri și ei învață așa cum un copil învață că dacă ia note bune la școală va primi ceva bun de la părinți sau de jucărie pe care și-o dorea de multă vreme, la fel și în câine, va învăța pe bază de recompensă, fie că este o jucărie, o minge, un ghid, și o ce-i place lui să aleagă atunci când se joacă, hrana sau pur și simplu un vier, sunt fiecare sunt extraordinar de sensibil la sensibil în sensul pozitiv, nu înțeleg, la un vier și la joacă. Așa cum este zache. Ok. Am să vă arăt cum procedăm, dar mai întâi trebuie să vă explic. Trebuie să avem tot timpul la noi recompense. Aceste bobițe pe care eu le folosesc, de furina, și pe care le voi da cu el, atunci când voi obține de la el comportamentul pe care mi-l doresc. Ceea ce îmi doresc eu în momentul de față este ca acest cățel să meargă la pas. La pas înseamnă că întotdeauna jumătate de cățel trebuie să-mi depășească genunchiul, da? În față și jumătate să rămână în spate. Da. Dacă mă depășește sau dacă rămâne mai în urmă, n-am să aplic niciun fel de corecție. Nu o să merg ideea de a-mi lăsa să greșească ca să-l pot corecta. Nu. Am să îmi recompensez ori de câte ori obțin comportamentul dorit pentru ca el să înțeleagă că așa este ok să se poate și că dacă face acest lucru, va primi ceva bun. Da? Voi poziționa recompensa de așa manieră încât să-i spun avem pe jumătatea mea de trup. Da? Pa! Bravo! Observați cum câinele încearcă să-mi facă pe plac și să meargă la par. Trebuie de asemenea să-l recompensați tot lucrul în ton cal, să-i spune bravo, dar de să știe că vă bucurați de ceea ce face. Observați că încerc să-i dau recompensa din ce în ce mai rar, pe măsură ce prelungește comportamentul pentru fixare. Hei! Pa! Bravo, bine! Nu? Bravo,
Vă mulțumesc pentru vizionare. În cele ce urmează, în episodul următor, o să vă prezint comanda 6.